Camera cu minuni de Sergiu Ruzier pentru Nelo și Viorel. Pius Pedosi era un hârcioc strângător. Toată ziua aduna lucruri fel de fel. În lungile lui plimbări prin pădure, găsea rădăcini strâmbe, crenguțe, frunze și pene cu forme neobișnuite, ba chiar și pielea vreunui șarpe care năpârlise. Când mergea la mare, aduna cochilii, clești de raci, lemnișoare aduse de apă sau tot felul de cioburi strălucitoare, cărora apa le înmuiase colțurile. Când se plimba pe străzi, căuta lucruri pe care alții le pierduseră ori le aruncaseră. Câte o cheie, o foarfecă, o fotografie veche sau o scrisoare niciodată trimisă. Pe urmă, își aducea acasă comoara și o așeza pe rafturile din cea mai mare cameră pe care o avea. El îi spunea camera cu minuni. Toată colecția lui Pius era expusă aici. Un pantofior de copil, o frunză uscată care semăna cu un câine, un soldățel care își pierduse pușca, un ochi de sticlă, un nasture și o mie de alte comori. Veneau vizitatori din toate colțurile lumii să-i vadă colecția. Toți îi puneau întrebări, iar Pius povestea bucuros despre cum descoperise ba un lucru, ba altul. Uneori, când nu știa nimic despre un lucru, născocea pe loc o poveste și nimeni nu pleca acasă dezamăgit. Dintre toate lucrurile adunate de Pius, unul singur stârnea nedumerirea tuturor. O pietricică cenușie și banală pe care Pius o ținea în mijlocul camerei într-o frumoasă cutie de sticlă. De ce ții piatra asta aici?" întrebau ei. E o urâțenie, îți strică toată colecția. Mai bine arunc-o." Lui Pius însă îi plăcea pietricica cenușie. Era primul lucru pe care îl colecționase și cea mai veche piesă din camera cu minuni. Dar, pe măsură ce timpul trecea, începea să le dea dreptate vizitatorilor. Dacă toți spun același lucru, înseamnă că știu ei ceva. Așa că, într-o bună zi, se duse la marginea orașului și a zvârli pietricica în râu. Pe drumul spre casă, Pius trecu pe lângă multe lucruri pe care altădată le-ar fi luat, dar acum nici nu le băgă în seamă. Mergea cufundat în gânduri. Își amintea de ziua în care patinase pe un ochi de apă înghețat și găsise pietricica. Ce bucuros fusese atunci! Colecția nu-i mai aducea acum nicio bucurie. Dimpotrivă, devenise o povară. Fără să mai stea pe gânduri, se hotărâ să golească toată camera cu minuni și să dăruiască tot ce avea acolo. După câteva ceasuri, nu mai rămăsese nimic. Pius se întinse pe podeaua rece. Se simțea pustiu, ca o cameră goală. 3 zile și 3 nopți rămase închis în casă, fără să facă nimic. A patra zi ieși. La colțul străzii, zări o pietricică cenușie, care îi aminte de vechea lui pietricică. O luă în mână. Pietricica era netedă și rece. Oare cum ajunsese acolo? Se întrebă Pius. O luă cu el acasă. Pius așeză pietricica pe un raft. Tot ce mai trebuie acum este să-i găsesc prieteni, se gândi el. Curând, Pius era iarăși pe drumuri. Aduna comori pentru camera cu minuni. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!